Bună seara, bine ați venit la prima ediție din acest an a concursului Miss Plaja. Atenție, suntem la al 13-lea an consecutiv în România. Bună seara, vă spun și eu, noi suntem Dea și din Umaxer, de fiecare dată alături de dumneavoastră la concursul Miss Plaja în acest an 2014. Dar nu suntem singuri, fiindcă de fiecare dată un astfel de concurs trebuie să aibă un manager. El este producătorul Vanel Chermani. Bună seara! Bună seara, bună seara, Dinu, bună seara, Dea, ce faceți? Noi facem bine, cum reușești tu să faci atât de bine, atât de mulți ani? Puțin dificil, dar e tot ok. Avem 19 fete frumoase, a lipsit și câteva fete, dar tot e ok. Nu a avut soare, dar încercăm să folosim vremea ce putem. Oricum, la mare, atunci când vin frumusețile autohtone, apare soarele pentru toți turiștii. Doamnelor, domnilor, aplauze pentru Vanel Chermani și felicitări încă o dată pentru al 13-lea an de Miss Plaja în România. Noi știm că trebuie să fiți în spate acolo, să aveți grijă de fiecare în parte, ca totul să iasă perfect, așa că vă invităm alături de fete. Vă Dar mulțumim înainte, din suflet. Nu înainte de să le spunem telespectatorilor și fetelor care mai vor să se înscrie, fiindcă încă site-ul este deschis, este vorba de www.missconcurs.ro. Acolo vă puteți înscrie, ați înțeles? Perfect, da. Și de asemenea un alt sponsor în acest an, este vorba despre firma de cosmetice Avon, care vine în întâmpinarea fetelor, bineînțeles, cu cadouri ce constă în produse cosmetice, rimel, parfum, farduri. Fetele au nevoie de aceste lucruri atunci când sunt pe scenă. Premiile vor fi acordate câștigătoarelor noastre, după cum știți, locul 1, 2 și 3 și foarte multe premii speciale. Costume de baie sunt Yamamaya încă o dată. Oui, din nou sponsorul nostru din Italia, Yamamaya Italia, pentru costumele de baie, vă mulțumim din suflet. Una dintre cele mai prestigioase firme de costume de baie este vorba de Yamamaya. Bun, domnul Vanel Chermani, vă lăsăm să... Mă retrag și bafta. Să fie! Așa este, le urăm succes tuturor fetelor, pentru că au fost într-un cantonament de câteva zile, au muncit mult, au stat foarte mult pe tocuri, s-au trezit foarte de dimineață, așa că eu cred că sunt destul de pregătite ca să începem prima ediție a concursului Miss Plaja din 2014. Așa cum v-am obișnuit, la noi costumațiile sunt invers, în sensul că prima dată le vedeți foarte, foarte îmbrăcate, după și care... Și încet, încet le dezbrăcăm. Da, așadar, prima probă este cea rochilor de seară.